Românii pot să subscrie și în luna mai 2019 pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației în cadrul programului Tezaur, cu scadențe la 1, 2, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 3,5%, 4%, 4,5% și respectiv 5%. Veniturile aferente sunt neimpozabile. Titlurile de stat pot fi cumpărate în perioada 2-31 mai 2019 de la unitățile operative ale trezoreriei statului iar în perioada 2.30 mai 2019 prin rețeaua de oficii poștale ale Companiei Naționale Poșta Română din mediul urban, iar în perioada 2 29 mai 2019 din mediul rural. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. A fost eliminată plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni. Investitorii au posibilitatea Anulării subscrierilor deja făcute prin depunerea unei cereri doar în perioada de subscriere. Titlurile de stat sunt în formă dematerializată și au valoare nominală de un leu. Dobânda este plătită la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În cazul decesului, precizează biroul de presă al Ministerului Finanțelor Publice, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor care prezintă documentele legale care le atestă această calitate. Emiterea titlurilor de stat pentru populație va continua pe tot parcursul anului 2019. În fiecare lună, perioada de subscriere va fi de 3 săptămâni, iar maturitățile vor fi stabilite în funcție de interesul manifestat de investitori.